Killerul Stelei, așa cum a fost alintat de microbiștii din toată țara după golul înscris în poarta roșie albaștrilor, reușită care a luat titlul grupării din Ghencea, Romeo Bunică, în prezent antrenor secund la Gloria Buzău, crede în șansele pe care elevii săi le au pentru a accede în prima divizie. Poartă cu numărul 12, Ionescu Aurel, jucător de câmp numărul 4, Adrian Oancea, numărul 14, Petre Costel, 2, Coșoreanu Marius, 24, Jaber Salic, numărul 3, Bunică Romică, 22, Ibris Gabriel. Managerul general al Buzenilor, Ion Viorel, este la fel de încrezător în ciuda situației dificile pe care o traversează Gloria. Vioara a spus că fotbalul românesc a decăzut atât de mult încât o echipă de old boys se poate descurca fără probleme în Liga a 3-a. Fără doar și poate și o să vedeți și în meciurile care vor urma, că o să vedeți fotbaliști care, eu, după părerea mea, vor juca în Liga a 3-a, poate să joace în Liga a 3-a oricând. Romeo Bunică și Ion Viorel au participat la evenimentul caritabil Supercupa Campionilor. Primul a evoluat în echipa Gloria Buzău 2003, cea care a disputat barajul cu Poli AEK în același an, în timp ce Vioară s-a regăsit în formația de Old Boys a grupării din Crâng.